Bună seara, stimați telespectatori! Chiar mă bucur că am în această seară pe domnul doctor Radu Costan, medic, primar, ortoped de la Spitalul Militar de Urgență, mi se pare. Da? Spun că chiar mă bucur pentru că, stimați telespectatori, sunt oameni pe care ar trebui să-i cunoască toată lumea. Știți, noi trecem așa foarte lejer unul pe lângă altul, ne dăm uneori bună ziua cu gânduri bune sau mai puțin bune, dar sunt oameni cărora trebuie să le dăm bună ziua cu tot dragul, cu tot sufletul și, repet, e bine ca acești oameni să fie cât mai cunoscuți. Pe domnul doctor Radu Costan, deci medic, primar, ortoped, sau mai bine zis, la domnul doctor Costan, medic, primar, ortoped, am apelat a doua oară în ultimii 5 ani, prima dată, cu o operație de rotulă, mă rog, mi-am rupt rotula, cum putem să pățim noi cu toții, și acum o lună de zile am apelat din nou la serviciile domniei sale, de data aceasta cu o operație mai dificilă, o fractură de col femural, care înseamnă proteză, care înseamnă ceva mult mai special decât chiar în timpul operației. În primul rând, bună seara, domnule doctor, bine ați venit! Bună seara dumneavoastră, bună seara telespectatorilor! Chiar în timpul operației, dacă îmi permiteți, am sezizat, stând acolo și enervându-mă că nu se termină mai repede, dar mi-am dat seama câtă muncă este, câte cunoștințe trebuie să aibă un doctor care se apucă de o asemenea operație și mi-am dat seama că, domnule, suntem superficiali, să știți, în momentul în care îi tratăm pe oamenii care chiar merită aplaudați. Încă o dată bună seara și felicitări pentru tot ceea ce faceți. Mulțumesc pentru invitația dumneavoastră la emisiunea pe care o realizați cu medicii din Vrancea. Eu am fost în urmă cu un an la aceeași emisiune împreună cu colegul meu, cu domnul doctor Boicu. Era un ciclu de emisiuni pe care le realizați la spital și, din păcate, din motive independente, a trebuit să întrerupeți aceste emisiuni în care se prezentau medicii spitalului. Să zicem că acum am profitat de situația nefericită în care v-ați aflat să suferiți această fractură. Și dacă tot ați avut amabilitatea să mă invitați la această emisiune, voi încerca din nou să, pe această cale, să prezint secția de ortopedie, realizările ei și invitația, bineînțeles, a autorităților locale de a lua în considerare, cu sprijinul, bineînțeles, care se poate, așa cum bănesc că îl acordă Spitalului Județean, l-ar putea face și în cazul Spitalului Militar Focșani, care, zic eu, că este un element important în circuitul medical, are o importanță socială deosebită pentru vrânceni. Și nu numai pentru vrânceni. Și nu numai pentru vrânceni. Adevărat că și din județele învecinate vin, din Galați vin, de la Tecuci, pentru că din motive care nu pot să le explic așa pe șleau, dar oamenii preferă să vină aici decât să meargă în capitala județului, la Galați. E mai aproape. Da, și mai aproape. Am mai venit și din Buzău, deci au mai fost cel puțin pe secția noastră și din alte județe, așa, dar sigur, preponderent spitalul deservește populația din Vrancea. 80% din cei tratați în spitalul nostru sunt civili, deci nu sunt militari. Spitalul, mai degrabă, pentru militar are o viză de medicina muncii. Da? În spitalul nostru se fac controlele anuale și pentru cele de încadrare, așa, militarilor, dar grosul patologiei și asta nu de la militar vine, ci vine tot din rândul civililor. De asta și încerc pe această cale să le adresez autorităților. Sunt convins că și managerul, domnul comandant Aduchiței, a avut audiențe la dumnealor, s-a mai întâlnit și cu alte ocazii, dar prin intermediul dumneavoastră, care ați fost pacient și ați trecut printr-o intervenție chirurgicală,
care odinioară se practica numai în centrele universitare, putem face și la acest nivel operații care sunt cu dedicație, să zicem, pentru centrele universitare. Eu vreau să vă spun că am rămas foarte, și vă spun, stimați telespectatori, că nu e posibil și noi toți ar trebui să nu stăm cu brațele în sân, cum se spune. Deci o operație foarte grea. Repet, în timpul operației mi-am dat seama ce presupune. Așa n-am, mă durea așa de tare că nu mai mi-ar dea de nimic. Toată lumea mi-a dat telefoane, du-te la București, du-te. Eu care trecusem printr-o altă experiență tot la dumneavoastră în spital, împreună cu domnul doctor Boi, cum ați operat și atunci, n-am dat. Am spus, nu, domnule, eu mă duc la aici pentru că îi cunosc și știu ce potențial au și știu că lucrează foarte serios. Bun. Ce nu-mi place la spitalul militar, de exemplu, este faptul că la sala de operație, care este vitală pentru orice... Sala de operație este de acum 50 de ani. Mă duc în spitale mai micuțe, unde sunt mese de operație ca lumea, există instrumentar de ultimă oră și sala de operație de la Spitalul Militar, care a fost un spital de tradiție și este, care are niște oameni excepționali care lucrează acolo, este lăsată în... Să spunem, nu, 50 de ani, că spitalul a fost ridicat după... 30 de ani, cam la cât timp trebuie schimbată o masă de operație, dacă eu poate am exagerat. Acum, sigur, ele au o perioadă de utilizare. Normal ar trebui schimbate cam la 10 ani. Dar deci eu vă 30. Spun că chiar în centru universitar am colegi cadre universitare la Spitalul de Urgență din Iași. Nu știu ce s-a mai întâmplat, dar am într-o discuție în urmă cu un an la congresul de ortopedie, un distins practician se plângea că are o masă de operație din 1955. La Iași. Da, care este ruptă, jerpelită. Deci, nu știu dacă ține de chestia asta. Problema, din păcate, a tuturor spitalurilor este subfinanțarea actului medical și asta se reflectă în situația generală de dotare a spitalelor, pentru că managerii respectiv se luptă din greu să asigure salarizarea care uneori ajunge la 85-90%. Sunt mi s-a întâmplat să luați mai puțin bani? Nu în sensul ăsta. Deci nu în sensul ăsta, da. Oamenii se străduiesc să asigure salarizarea, dar când taie din, dă deoparte salariul, rămâne 10% din bugetul spitalului. Cu 10% îți rămâne ca să mai cumperi medicamente. O problemă la fel de dureroasă, cunoscută, pentru foarte mulți pacienți, că vis-a-vis de aceste probleme sunt discuții interminabile. Asupra medicamentelor? Da, pentru că există o lipsă cronică în spitale de medicamente. Pacienții trebuie să-și achiziționeze mare parte din ele, dacă nu integral, în anumite situații. Și vrei să mai faci și dotare. Cu ce să mai faci dotare? Nu ai. O masă de operație, cel puțin în situația specialității noastre, ajunge de la 20 la 50.000 de euro. Da? Uite, nu poți să-ți permiți. Și atunci amâni la nesfârșit și sigur că pacientul când intră în sala de operație, cum ați făcut-o, ați remarcat. Bineînțeles că am remarcat. Și că sunt, și comparând poate cu alte spitale în care ați intrat, chiar din județul nostru, nu vorbim așa, care au reușit cu sprijinul autorităților locale, da, preluând spitalele, au reușit să modernizeze. Acum, să spunem, Spitalul Militar are o situație mai aparte. Asta este, că sunteți dominați, sunteți sub tutela Ministerului... Este în proprietatea Ministerului Apărării Naționale. Da? Și n-au voie să facă transferuri de fonduri. Nu știu, deci aici, într-adevăr, este o problemă și aici ar trebui discutat. E adevărat că nu e, să zicem, primăria sau Consiliul Județean sau asta, nu sunt proprietari. Dar cred că se pot realiza parteneriate sau nu știu, ceva de sprijin. Dom'le, uite, instituția ca atare ne interesează, vrem să o sprijinim și noi ca pentru oamenii din Vrancea, da, să beneficieze de servicii de calitate. Da, nu cred că în urma acestor contracte sau parteneriate, cum eu fi zicând așa, e ceva greșit sau asta. Nu cred că va veni Ministerul Apărării să zică, uite, aparatul cu tare sau masa sau nu știu, anumite lucruri așa, dacă ele sunt făcute prin donații sau prin asta. Prin donații, da, dar altfel nu, este foarte rău că trece la, poți să faci închisoare, la deturnare de fonduri, e foarte, dar sunt atâtea
asociații sau cum să le spun, uite, Clubul Rotary, de exemplu, care a ajutat, da, a ajutat Spitalul Județean anul trecut, la mi se pare. Copii. La copii, la secția de copii. Infantilă, sau alte organizații. Și știți de ce? Asta e o faptă bună față de cetățenii cu care locuim, stimați telespectatori și potențiali, eu știu, ajutători a acestui spital. Pentru că de ce să plătească omul să plece când ai mâna de lucru, care este cea mai importantă într-un spital? Că pe mine, practic, asta mă interesa. Am închis ochii că n-am masă de operație, nu știu de care, când știam că sunt pe mâini foarte bune, mă duc fără să cheltuiesc nu știu câte zeci de milioane să plec din Focșan, să mă duc la București, cum spun unii, du-te la București, am primit telefoane, de ce să mă duc la București și să nu vin aici unde știu că oamenii își fac treaba poate mai bine decât unii din București? Bine, sigur că ținem. Știți? Ca să avem un... Dumneavoastră v-ați specializat, mi se pare, la spitalul, la Foișor, la București. Spitalul Foișor, da. Deci acolo v-ați făcut specializarea. Unde colegul este... a fost la Spitalul Universitar. Domnul doctor Boicu. Da. Păi sunteți o echipă excepțională amândoi, dumneavoastră și cu doctorul Boicu. O să vineți dumneavoastră la o emisiune, bineînțeles. Da. Am uitat să le spun că sunteți șeful secției de ortopedie, da, din Spitalul Militar. Trebuia cu asta să încep. Da, deci știți foarte bine, sunteți foarte în cunoștință de cauză de tot ce se întâmplă în secția dumneavoastră și de nevoile pe care le aveți, nu? Nevoile, pe adevărat, sunt crescute și ne zbatem, da, uneori chiar prin efort personal, să avem un nivel care să ne asigure abordarea unor intervenții mai pretențioase. Asta e situația. Dumneavoastră sunteți exemplu viu că după o afecțiune cu potențial chiar mortal. Da? Sigur că da, este sigur că da. Complicații multiple care pot duce, astăzi sunteți pe picioarele dumneavoastră, v-ați ridicat la o săptămână de la operație, v-ați deplasat, recuperarea merge foarte bine. Așa, și repet, recuperarea și toate merg foarte bine datorită dumneavoastră și a colegului dumneavoastră și a doctorului Fluieraru, care este o persoană excepțională și, da, și în care am mare încredere. Deci am venit, vă spun foarte sincer, da, și o spun în fața telespectatorilor. O spunem cu adevărat, și personalul mediu are un rol important. O, excepționale, da, sunt doamnele de acolo. Ei nu trebuie neglijat. Ei care păi sunt o salut pe Iulia, o salut pe tanti Menta, o salut pe doamna Anișoara, nu mai știu, doamna de la Jariște, acum se numește, foarte drăguță, pe doamna Tuța, pe doamna Giurgea, pe doamna Giurgea și alte, toate au fost foarte drăguțe, foarte, și știți, am remarcat, domnule doctor, niciuna nu iese din cuvântul dumneavoastră, eu spune, vă rog, face, nu pot, întrebăm pe domnul, doamne, dar vă rog, nu se poate, cum spune domnul doctor, asta e un lucru excepțional, adică da, nu vine să spune, lasă pe doctor, nu contează ce spune, toate sunt cadre medicale, sunt cadre, sunt cum să spun, fac parte din, sunt angajate civile, ca și dumneavoastră de altfel. Ofițeri sunt medicii, parte din ei, eu sunt civil, nu sunt ofițer activ și bineînțeles că mai sunt cadre militare din maestri militari care sunt în personalul administrației sau... Nu, dar asta nu sunteți cadru, nu sunteți... Da, vă spun, foarte bine organizată secția. Pe mine acum vă spun, domnule doctor, știți, e o chestie și de snobăreală, cum spun eu. A, nu mă duc la spitalul ăla, că n-are nu știu ce pat care, nu știu, nu mă interesează. Chiar și ăștia care s-au îmbogățit peste noapte acum și unii dintre ei săraci au stat acasă în condiții jalnice, s-au văzut cu niște bani, nu știu după unde luați, vai de mine, am fost la ăla în casă și n-avea... Nu mă interesează, pe mine mă interesează fondul acestei situații, adică mâna de lucru care este la Spitalul Militar, la secția de ortopedie, este excepțională și o spun, poate nu să se... Poate, poftiți? Eu vorbesc acum în strictă cunoștință de cauză. În strictă cunoștință de cauză și ar fi un câștig foarte mare pentru focșeneni și pentru vrânceni și pentru cei din zonele limitrofe. Sunt convins că un câștig mai mare va fi dacă autoritățile locale ar lua, vorbesc chiar cele medicale, să facă gardă. Sigur, împreună cu cei de la spitalul, bineînțeles. Deci Vrancea e unul din puținele județe din România care nu au gardă în specialitate. Deci, în ortopedie, sigur. În ortopedie. Aici, pe drumul național european 85, au nenumărate accidente
Și sunt convins că sunt situații cu care colegii de la Spitalul Județean se confruntă și poate anumite cazuri nu sunt duse la bun sfârșit cum ar trebui, tocmai din faptul că nu este o gardă. Colegii fac gardă probabil jumătate din numărul de zile a unei luni, atât cât sunt ei. Dar dacă am fi noi de la Spitalul Militar și cu colegul Bârgu de la Spitalul Ajut, probabil că s-ar putea realiza o gardă permanentă care să facă la Spitalul Județean de Urgență Focșani și, evident, poate că în felul ăsta și colaborarea dintre noi colegii în această specialitate ar fi mai strânsă, poate s-ar mai elimina anumite, să spunem, disensiuni care n-ar trebui, pentru că și cei de la Spitalul Militar sunt excepționali, și doctorul Albu și doctorul Taban sunt niște oameni deosebiți, sigur deci că da. Deci s-ar mai discuta, ar mai fi, poate multe lucruri s-ar ameliora în, cel puțin în această specialitate, în județul Vrancea, evident. Domnule doctor, spuneți-mi și mie, vă rog frumos, în afară de operația asta de ruptură, de fractură, de ruptură, de col femural, am zis bine, da? Fractura colului femural. Care este o operație, mi-am dat seama eu, stimă, că este îngrozitor de grea și aveam senzația la un moment dat că sunt într-un atelier de poc. Folosim ciocanul. Poftiți? Folosiți ciocanul. Dar chiar la ce folosiți ciocanul ăla totuși? Ca să... Bateți cuie în femur, așa? Nu. Freze, chestii? Componentele protetice se impactează în os prin aplicarea de lovituri de ciocan. Bun, și dar nu se rupe femurul ăla dacă îl loviți forța așa? Cu care se lovește lui este de o asemenea intensitate. Dar eu auzeam puc, după aia freza aia care Doamne, ce fac oamenii ăștia cu mine? Ce-mi fac? Nu, gluma, acum glumesc, râd, dar vă spun, atunci chiar am fost atentă și chiar v-am spus și a doua zi. Și am spus la toată lumea care a venit că, slavă Domnului, v-am aglomerat spitalul, că ați vizitatori atunci, toți prietenii au venit să mă vadă. Și îmi spunea, domnule, așa de superficial suntem, trecem cu atâta ușurință pe lângă oameni care ar trebui respectați și care ar trebui să li se dea atenția cuvenită, e vorba de viața noastră. Uite, eu, e foarte nașpa, cum se spune acum, să nu poți să ieși din casă, totuși, abia aștept să, dar, repet, recuperarea a fost foarte repede făcută, totuși, nu vedeți că stau, vorbesc, merg. 15-20 de ani, tratamentul era conservativ, se punea un gips. Vă dați seama. Cu care te, chiar bunica soției mele a trecut prin o astfel de experiență. Săraca a stat 6 săptămâni cu un aparat gipsat imens datorită ajutorului desăvârșit din partea familiei. A trecut fără complicații redutabile din acest domeniu. Păi mama mea, Dumnezeu să o odihnească, tot așa a avut o fractură, deci știu că m-am dus eu cu ea, asta prin 85, m-am dus eu cu ea la spital, era doctorul Ghinea de serviciu, radiologul, după ce i-a făcut radiografia, spune, Anda, te plâng, are ruptură de col, era în vârstă, nu știu ce o să faci. Ei, tot așa, fără ce operație de col, nu era cu proteză, dar a stat săraca în pat. După aia a început să meargă. Dar știți că i-am spus dumneavoastră la doctorul Boicu, nu mai știu, i-am spus, mă, nu pot și eu să stau, îmi pune în gips, stai liniștită, cum să spun gips, nu vreau să mă mai operez, dar uite că... Deci există și tratamentul funcțional la pacienții care, evident, coexistă și comorbidități și alte afecțiuni care devin amenințătoare de viață, nu știu, o tulburare de cardiac, o hipertensiune gravă, când nu se poate ciroză, face operația. Anestezia poate determina complicații și atunci degeaba faci operația, operația reușită, pacientul decedat. Da. Și sigur că cu un tratament funcțional așa, rămâne un handicap, cu siguranță, pacientul nu va mai merge niciodată ca lumea, va fi dependent... Cum eu nu o să mai merg niciodată ca lumea? Nu, vorbesc cel, care, a, cel nu, care, nu... care nu se operează, care trece prin tratamentul funcțional. Viza tratamentului chirurgical este clară. Vrem ca pacientul respectiv să se recupereze cât mai repede, să reintre în circuitul muncii, nu? De obicei, mai ales cum dumneavoastră sunteți o persoană activă și nu știu ce, păi era... sfârșitul carierei. Era o nenorocire să fiți în situația să stați 3 luni la pat. Oricum să știți că despre protezele astea de curând se vorbește la noi în județ, că se realizează și aici, nu? Pentru că erau așa niște chestii. De câte vreme le faceți dumneavoastră? Deci, operațiile eu astea? Și colegul am început
acest program de protezare de 8 ani. A, de 8 ani se lucrează. De 8 ani. Poate nu am avut noi, pe cât am fi vrut, un ritm atât de important de implantare, întrucât aceste componente sunt foarte scumpe. Și n-are lumea bani. Din păcate, noi reușim să facem cu sprijinul Casei Naționale prin programul numărul 9 de endoprotezare cam 10-15 proteze pe an, cam ăsta este nivelul pe care ne-l asigură ei, și ajungem cam la 35-40 de proteze plătite direct de... Sunt plătite de pacienți. Din păcate, da. Și vă dați seama, când o astfel de proteză, vorbesc de cele de șold, nivelul este în jurul a 1000 de euro. Așa, oamenii nu dispun de astfel de sume. E foarte greu, deși poate adresabilitatea ar fi fost mai mare. Nu mai vorbesc de protezele de genunchi care ajung la 1500-2000 de euro. O proteză de umăr, tot așa, în jur de 1500 de euro. Asta le faceți dumneavoastră aici? Da. Și de cot am înțeles? Și de cot și de... Ați spus? Da. Parțială de cot, nu totală de cot. Proteze parțială de cot. De umăr am pus și totală și parțiale. Dar, v-am zis, numai cu sprijinul oamenilor care au nevoie, din păcate, cum se zice, ajung cu cuțitul la os. Da? Că noi tratăm nu numai fracturi, patologie traumatică, tratăm și patologia ortopedică, artrozele, da? Care sunt afecțiuni cu mare potențial invalidant. Altădată se dădeau, au certificat de handicap oamenii pe baza acestei boli, da? Coxartroza, gonartroza. Intervenția chirurgicală poate deveni salutară, oamenii respectivi scăpând de multe din tratamentele cu antiinflamatorii, antialgice, de care sunt dependenți. Dar coxartroza asta, că știu pe cineva care s-a operat de curând de coxartroză, o persoană la București, locuiește în București, da. Și îmi spunea că s-a operat de coxartroză, ce e asta? Ce înseamnă? Este o afecțiune degenerativă, din păcate toți îmbătrânim. Da, oasele și cartilajele nu mai sunt la fel de suple și de bune ca în tinerețe, da, se degradează și evident apar durerile. Da, uneori în spatele acestor afecțiuni stau și anumite afecțiuni congenitale. Adică? Da, la femei cu precădere sunt fetițele care se nasc cu displazie de șold, deci un șold neformat ca lumea. Trebuie, da. Și evident capul femural se luxează sau se subluxează. Dacă în tinerețe reușesc să tolereze această afecțiune, odată cu bătrânețea, da, în jurul a 40-50 de ani, se instalează coxartroza, boală care de obicei apare după 65-70 de ani și evident persoanele respective devin invalide. Da, se poate opera această coxartroză? Da, și da. Mergi mai bine după ce... La cel adică puțin în serviciul nostru, 80% din implanturile protetice se adresează acestor afecțiuni degenerative. Domnule doctor, cum pot... Deci, domnul doctor va explica, stimați respectatori, Spitalul Militar este un spital deschis nu numai pentru ofițeri sau pentru cei angajați în sistem, ci pentru toată lumea care are asigurări de sănătate, nu și fără sigur, chiar. Da. Și chiar fără asigurări dacă de sănătate, dacă își plătesc... Merg da. Și plătesc la asigurări, noi stăm la dispoziția tuturor celor care au nevoie de îngrijiri medicale, cel puțin în domeniul ortopediei. Încercăm să acoperim o paletă cât mai largă din afecțiunile sistemului osteoarticular. E adevărat că serviciul nu ne permite să ne adresăm politraumatizaților și afecțiunilor din domeniul cu coloane vertebrale sau oncologiei osoase, dar în rest reușim să facem cu brio față la afecțiunilor de acest gen. Ați pomenit ceva de coloane vertebrale, sigur, astea se fac numai la spitalele de neurologie, nu de chirurgicale. Da, să spunem că neurochirurgii au luat-o din pâinea ortopezilor, vorbesc de hernie de disc. Da? Ați operat la hernie de disc? Nu am operat hernie de disc. Așa, eu am intrat în acest gen de intervenție chirurgicală, nu pune niște probleme tehnice deosebite, mai degrabă ține de un exercițiu, că așa cum
Unii fac, să zicem, operații la degete sau apendicită, sau nu știu dacă un neurochirurg operează frecvent acest lucru, devine o rutină. O rutină. Da, dar nu e o operație ieșită din comun, ca să zic așa. Indicația o pune rezonanța magnetică nucleară și, desigur, dacă pacientul nu reușește să-și rezolve durerile cu tratament medicamentos, atunci se intervine chirurgical. Mai nou au apărut tehnologii mini-invazive, în care practic intri ca la operațiile pe colecist endoscopic, faci chimionucleoliză, introduci o substanță care topește acea nucleu herniat și operație foarte rapidă, după operație te ridici la câteva ore în picioare. Dar spuneți-vă, o operație de hernie de disc cervical, de exemplu, ce complicații poate să aibă? Aveți idee? Dacă nu este realizată cum trebuie, sigur că poate duce bine, la complicații. Mai degrabă aibă, hernia da. De disc induce complicații. De genul tetrapareze sau parapareze, da, în funcție de localizarea pe care o are, aduce complicații deosebite. Apropo că dacă toți ați atins cu domnul Becali, care da, domnule, plânge, o să-l lasă să moară pe vietul omul ăsta? Nu cred că mi se trage moartea. Mai degrabă durerea aceea săcăitoare, da, care induce insomnie, este teribilă pentru omul respectiv. Dar ceea ce este din înțeles, în România sunt destui specialiști care sunt convins că pot face față cazului în speță. Nu știu dacă trebuie neapărat dumneavoastră să plece în străinătate. Dar astea sunt și mofturi, sigur, știți? Asta țin de opinia fiecăruia. Da, dacă cineva vrea să opereze la Viena sau așa, e dreptul lui. Din păcate, el este în situația ingrată de a fi în penitenciar și atunci, sigur că trebuie să accepte, dacă, bineînțeles, nu mai rezistă regimului, așa, să se opereze în România. Chestia asta cu operat, nu știu, atâta timp cât avem specialiști de primă mână în țară, că nu sunt clinicile, sunt și unele clinici particulare, am înțeles, dotate, elegante, elegante cu tot ce este, dacă chiar vrei să stai în asemenea condiții, poți dacă să plătești și să stai, sigur. Dispus. Să plătești, bineînțeles. Un lucru pe care foarte mulți oameni nu-l știu, intervenția ca atare, deci noi mai înainte am spus că un implantul pentru șold costă în jur de 1000 de euro. Vorbesc unul simplu, dar pot ajunge prin anumite componente chiar la mai mult, la 2500-3000 de euro. După aceea se adaugă consumabile din operație. Sunt informații publice pe care oricine pe internet le accesează, cum le-am descoperit eu la site-ul Spitalului Județean Timișoara, în care era pus frumos prețul intervenției chirurgicale, de diferite tipuri, în ortopedie. Sigur, era trecut sigur. Și pe chirurgie. O operație de genul dumneavoastră costă 9200 de RON, 92 de milioane lei vechi. Numai operația, dacă adaugi internarea cu toate, dacă ar fi să se cheltuiască frumos, ar trebui să ajungă în jur de 12.000 până la 15.000 de RON. O ospitalizare. Dar eu vreau să știu, că eu n-am plătit banii ăștia, doamne, nici n-aveam de unde să plătesc acum banii ăștia, dar eu am beneficiat de... Deci ați beneficiat de program, de proteza respectivă. Așa, am plătit ceva, la puțin, așa, din proteză, da. A fost nevoie de o schimbare a unor anumite componente. Așa, da. Dar altceva spun. Nu, dar vreau să spun. Noi, da. Casa de Sănătate. Deci eu prin Casa de Sănătate, ea a plătit, da. Pentru o foaie, pentru un caz, n-are importanță că este fractură de col femural sau întorsă de gleznă sau ce vreți dumneavoastră, plătește 1300 de RON. Da? Atât? Asta este prețul unui caz rezolvat. La care, evident, cum a fost implantul, dacă e prin programul acesta de endoprotezare, a fost suportat de casă, așa, dumneavoastră v-ați adus contribuția, bineînțeles, cu explicațiile pe care vi le-am adus de rigoare, ce nu se găsește, ce nu se poate face, și în final ați ieșit la un anume preț. Dar dacă oamenii ar înțelege că și în acest domeniu, că dacă te duci cu mașina la un service și o repari, te costă atât, și în sănătate fiecare caz ar fi plătit exact cât costă, atunci evident că foarte multe din hibile cu care se confruntă sistemul sanitar actualmente ar fi rezolvate. Vreau să vă spun ceva. Este jenant ce se întâmplă. Mă întorc la performării pe care avem
și pe care îi plătim cu... Și asta am mai spus-o și o spun de câte ori am ocazia. Când au venit, am avut la doctor și am dat... Dom'le, nu e posibil ca un om care... Dom'le, ca să poată să aibă curajul să intre într-o sală de operație de-asta precară, cum este la Focșande, și să-ți pună piciorul, să-ți-l facă, să-ți lipească, să-ți bage o proteză, să fie plătit cât un portar de la o bancă, și după aia să trimiți DNA-ul pe cap, că vai de mine, eu dacă am avut chef să-i ofer ceva, că am vrut eu, nu că nimeni nu mi-a plătit niciodată nimic, Doamne ferește, să vii să mă întreb, vai de mine, ai dat șpagă sau ai... Bine, între noi nu s-a pus problema că suntem prieteni, dar eu vreau să vă spun că eu mă simt prost atunci când cineva face un asemenea serviciu și refuză un cadou din partea mea, deși statul nu are niciun fel de afecțiune față de persoana care știe așa de multe lucruri și care își pune și poate și viața și sufletul în pericol ca să te salveze pe tine. Eu o spun, astea sunt gândurile mele. Poftiți? Deci nu atât salarizarea. Foarte mulți medici au dar și salarizarea, domnule doctor. Aveți 100 de milioane salariu? Nu, nici nu. Foarte rău. Să nu vorbim așa. Deci, haideți să nu ne comparăm cu salariile care se învârt în Occident. În Occident nu sunt 100 de mii de euro. Sunt și taxele mari, sunt alte lucruri. Așa. Să spunem că salariile care se dau acum actualmente unui medic specialist și care nu ar fi atât, dar jenant este faptul că activitatea ta este grevată de nenumărate lipsuri. Lipsurile acestea te fac să devii așa și atunci și pacienții să ne mulțumesc că nu sunt tratați corespunzător, da? Ca să fie cât de cât la standardele pe care le impune anumite proceduri așa, trebuie să-i explici și asta este jenant. Știți, dacă vreți ca să fiți ca la București sau, mă rog, într-o țară occidentală, păi trebuie să punem cutare care costă atâta. Sigur. Și sigur că oamenii, că cei mai mulți dintre ei, fiind, au contribuit la fondul de sănătate, se află în situația ingrată de a scoate bani din buzunar să-și plătească diferite intervenții pe care nu și le recuperează. Da? Altceva ar fi, de exemplu, să spunem, domnule, mă costă atâta, ok, plătesc nu știu ce, după aceea mă duc la casă cu devizul, ăsta sunt cheltuielile mele, vă rog să-mi returnați bani. Da. Am avut situații în care pacienții au pretins spitalului. Că, conform legii, ce puțin așa am înțeles eu, este opinie personală ce fac eu aici, pacientul poate solicita spitalului returnarea cheltuielilor care le face în timpul internării. Acum, sigur, orice spital se străduie, cel puțin în cazul urgențelor medicale, să asigure medicamentele respective, astfel încât să se rezolve urgența. Cazurile care sunt cronice și care, evident, necesită o anumită medicație, cel puțin fiecare medic, medicina fiind o profesie liberală, consideră că pacientul are nevoie și dacă spitalul nu își permite, tocmai din considerente pe care le-am mai explicat, bugetul nu permite, datorită acestei subfinanțări cronice, să fie achiziționate tot ce ar fi necesar pentru asigurarea unei rezolvări corecte a celor, facem vreo să scoată bani. Și atunci apar aceste discuții și în diferite talk show-uri care se țin pe la televiziunile centrale, dar se pare că nu se dorește. Din ce motiv nu intră în asta? Așa, nu, eu sunt prea mic, ca să zic așa. Nu, dar eu vreau să spun, nu vreau să fiu înțeleasă greșit de către telespectatori. Uite ce face asta, ce încurajează șpaga. Nu încurajez șpaga. Dar nici nu pot să fiu. Eu fac parte dintr-o familie care chiar au ținut la cărți, au învățat, dar nici, deci aici am vrut să ajung, nu-mi place nici să văd oameni care și-au tocit coatele, cum se spune pe românește, ca pe băncile școlii, ca noi să beneficiem, uite, în cazul meu, de exemplu, să beneficiez de cunoștințele acestor oameni care m-au făcut să merg din nou și așa mai departe și să-și bată un sistem joc de ei, să-i vorbatunează la talk show-uri, să scoate din medici ultimii oameni din lumea asta, să fie plătiți prost, să nu li se asigure condiții, nu minime, condiții maxime de lucru ca să poată să dea randament cum trebuie și așa mai departe. De cadre medicale, sigur, sigur. Tocmai din cauza condițiilor din spitale, pentru că nu se asigure. Cei care au rămas, să spunem, și-au făcut un oarece statut în locurile care sunt, poate s-au împăcat cu situația în care sunt,
Dar cei care termină și pleacă de pe băncile facultăților de medicină sau sunt rezidenți, preferă să aleagă calea străinătății, nu știu atât de salarizarea cât este, dar tocmai pentru a scăpa de această umilință nesfârșită de a lucra în niște condiții improprii. Dacă lucra în condiții... Bine, nu sunt de acord cu medicii care... Dar de fapt am văzut cei care pretind și cei care se poartă într-un anumit fel, nici cunoștințele nu sunt cele pe care... Toți oamenii de bună calitate își fac meseria indiferent de situație și o fac în așa fel încât să dea cei mai buni și să-și arate cunoștințele. Nu, nu e așa, domnule? Eu, mă rog, nu vreau să accentuez prea mult pe această temă, dar repet, este păcat să ai într-un județ performări, să ai oameni serioși care poate să fie folositor tuturor din județul respectiv, să nu-i tratezi ca atare. Eu cred că lucrurile astea în curând, domnule doctor, o să se repare și cu sălile astea. Uite, mă uitam la Panciu. La Panciu, domnul Mărăscu, ați fost la spitalul de la Panciu? Nu, e o sală de operație performantă, ce masă de operație. Nu știu câte operații se fac acolo. Din păcate nu am fost, numai directorul medical a fost în vizită la... Și ce v-a spus? Că este foarte... El chiar a rămas uimit. Da, că de mult s-a schimbat spitalul din Panciu. Am văzut și spitalul din Adjud. Sau spitalul din Adjud, care da, la fel. Am zis, în situația asta, faptul că primăria, Consiliul Local, și-au dus în aport nemijlocit, pentru că sunt convins că sunt bani și se pot realiza ceva. Asta este, se poate face, dar trebuie și decidenții să fie hotărâți să facă acest lucru. Să știți că spitalele astea, Panciu, Adjud, au beneficiat de niște ajutoare din străinătate. Nu știu cum a făcut doctorul Bercea de la Adjud, a luat legătura cu dumnealui, a făcut și o specializare prin America, are multe relații, mulți prieteni. A făcut o relație și a făcut o relație cu un spital din Olanda care schimba toate și a trimis de acolo paturi performante de astea cu telecomandă, mese de operație. Vorbesc de importanță locală, cum este spitalul municipal Moinești, care arată de am auzit. Ați fost acolo? Am fost acolo și am auzit extraordinar. Că se fac niște operații excepționale și un colectiv... Să pot realiza aceste intervenții chirurgicale dacă își asigur condițiile. Managerul de la acel spital, realmente, care și-a dedicat viață, cel puțin în ultimii 15 ani, dacă nu mai mult, 20, de când este managerul acelui spital, a schimbat acel spital din temelii. El realmente e o emblemă pentru foarte multe spitale din România. Nu au spitale universitare. Dotarea pe care acest om a reușit să o realizeze în spitalul respectiv. Ce specialitate are domnul doctor despre care vorbiți? Este medic-chirurg. Și am înțeles că se fac operații foarte serioase acolo și foarte grele. Operații mini-invazive, cum sunt la modă acum și, sigur, tinerii au încurajat să vină medici tineri. De ce au rămas acei medici tineri în spitalul respectiv? Pentru că nu atât salarul de care tot vorbim, pentru că, în fine, când ajungi într-un spital din ăsta obișnuit, nu, e adevărat, nu ești plătit ca în Occident, dar dacă ai cu ce lucra, știi, altfel te trage sufletul să faci, că nu ai de ce te zbați în mizerie și ajungi în situații penibile în care discuți cu pacientul, ăla percepe că ești ca la piață, îi ceri șpagă și nu știu ce, pentru cutare, dar de ce trebuie să mă compromit eu moral, să fiu privit prost, poate ajung și pe mâna poliției și nu știu ce. Eu știu cum mi-ați spus, de exemplu, mie, mi-ați spus cucoană, nu mi-a spus cucoană, mi-a spus doamnă, o să aveți nevoie de cutare, de cutare, de cutare, adică de niște feșe mai speciale, mă rog, asta nu știu ce mi-ați cerut, că așa nu aveți în momentul ăla, probabil, nu? În spital, eu îmi cumpăr. Dacă spuneam, domn doctor, nu am bani, faceți cu ce aveți, făceați cu ce aveați, nu? Dar nu e așa? Nu trebuie. Spuneți dumneavoastră, că eu nu știu cum să interpretez. Deci, cazurile se judecă în mod particular. Dacă, din considerente obiective, nu se poate face intervenția în spitalul respectiv, chiar dacă pacientul este dispus să își plătească, asta nu se face. Dacă pacientul în urma explicațiilor, nu dispune de bani și se spune, domnule, poți să faci această intervenție într-un alt serviciu care îți poate asigura gratuit, nu e niciun fel de problemă. Vă duceți acolo, noi explicăm în mod clar care este situația.
Și cred că oamenii înțeleg, bine, nu? Și cred că oamenii înțeleg. Nu poți să faci vorba aceea din nimic bici de mătase. Din nimic bici, nu? Nu se poate, adică altfel te discreditezi ca profesionist. Nu, știi ce se întâmplă? Eu vă văd că vorbiți uneori cu jenă, cu nu mai vreau să mai văd situații de genul ăsta. Dumneavoastră ar trebui, dumneavoastră, colegii dumneavoastră, ar trebui să fiți veseli, să fiți bucuroși că Dumnezeu v-a înzestrat cu niște... cu niște noi care suntem aici în România și colegii care sunt dincolo. Ați văzut ce ei sunt foarte relaxați. Oamenii respectivi realmente sunt relaxați, n-au niciun fel de problemă. Pentru că v-am văzut pe dumneavoastră cum, v-am văzut cum venea să-mi explicați, doamnă, aveți nevoie de asta, de asta, și v-am simțit că sunteți jenat. Și am dat, domn doctor, spune ce trebuie, că mă duc să cumpăr, vreau să fac operația asta cât mai repede, că mă doare piciorul de nu mai pot. Simțeam că mă urc pe pereți. Dar v-a plăcut ce demn m-am purtat, nu? Nu m-am văitat. Eu sunt foarte bucuroasă să întâlnesc oameni de calitate, pentru că, vedeți, toată lumea asta se vaită că acolo nu e așa, că oamenii fac... Sunt mulți oameni de calitate în țara noastră pe care ar trebui să-i scoatem în evidență mai mult, să le dăm atenția de care au nevoie, pentru că chiar aveți nevoie de o atenție mai specială. Vă simțiți prost când vedeți că oamenii, exact cum a spus mai devreme, că parcă îi cer șpagă când îi spun că are nevoie de... Sau te simți prost în fața unor oameni realmente care sunt amărâți și nu poți să le faci, nu poți ajuta să beneficiezi de cele mai noi tehnologii în care rezultatele sunt cele mai bune și recuperarea este mai rapidă. Da, poate apelezi la lucruri care se făceau în urmă cu 50 de ani, da, din păcate, ca să scoți un caz, mai apelezi și la tehnologii și tehnici mai vechi, dar toți vrem, asta este tendința, nu? Evoluăm în toate domeniile, de ce trebuie să rămânem în urmă aici când se pot face lucrurile astea și local, de ce trebuie să existe, că de fapt eu poate sunt invidios pe colegii dintr-un serviciu, dintr-un spital universitar, de ce ăla poate să facă, că nu e mai deștept sau mai așa, dar dacă aici s-ar sprijine, s-ar putea face și lucrurile astea trebuie să le înțeleagă nu atât pacienții, și autoritățile. Da, domnule, uite, oamenii au capabilitatea de a face lucruri deosebite aici. Putem, ce. Haideți să-i ajutăm, să discutăm cu ce putem contribui ca să ridicăm nivelul. Asta mi se pare important ca emisiunile pe care le face, nu numai cu mine, dar și cu alți colegi din spitale și din alte spitale, de a atinge anumite probleme și de a găsi unde sunt problemele. Cum pot fi rezolvate? Și trebuie să ne întâlnim odată și cu colegi de specialitate de la alte spitale, să discutăm într-o emisiune, și ideea pe care ați avut-o cu garda, cu linia de gardă de la ortopedie, ar trebui să fie luată foarte tare în seamă și realizată așa ceva, pentru că, așa cum ați spus, sunt foarte multe cazuri care nu pot fi rezolvate cum trebuie. Vin cazuri se la cam noi, termină emisiunea, da? Vin cazuri de la noi cu tratați în compartimentul primirii urgențe a Spitalului Județean, unde, sigur, este medic, dar medicul respectiv tratează urgența, să zic așa, în general. Afecțiunea ortopedică nu o tratează, nu are pregătirea necesară să o fac. De ce? Sigur. Pentru că în momentul respectiv nu există în gardă medic de specialitate. Da, este medic chirurg, la fel. Medicul chirurg respectiv știe să trateze urgențele abdominale sau altceva. Deci de aia, nu știu, poate ar fi bine să se ia în serios și această problemă. Multe ar trebui să se ia în serios. Eu vă promit că o să realizăm emisiuni mai dese, pentru că oamenii trebuie să știe că noi avem în Vrancea medici de excepție și nu are rost, stimați respectatori, să mergeți să cheltuiți bani mulți prin alte părți, pentru că avem aici oameni care ne pot ajuta și cărora noi trebuie să le purtăm respect definitiv. Eu vă mulțumesc din suflet că ați fost astăzi aici. Vă mai aștept și vă doresc mult succes și vă mulțumesc din suflet, domnule doctor. Cu plăcere, bună seara! La revedere, stimați respectatori!